Hei, salutare! Avem aici drujba voinic TTCS 6150 serie vezi șasiu. Așa, bineînțeles, drujba chinezească. Venit la mine la o întreținere și la un ascuțit de lanț, n-are alte probleme, are tobă cu catalizator. E nasoală din punctul de vedere al tobii. Păcat că cilindrul e din ăla cu dublu fante în interior. Deci care vrei să le cumpărați, să-i schimbați toba, e un cilindru bun, că-l cunosc după exterior. Dar na, nu toată lumea vrea modificări. Așa că doar o să îi fac lanțul și o curăț și bineînțeles să vă arăt și vouă cum ascut lanțul și cum îl testez și cam atât. Hai să vedem și măruntaiele de aici. Hai bă, da mai ai. Ia uite și pe ăsta trebuie să-l curăț, că e foarte curat, între ghilimele. Și pe aici mizerie, bineînțeles, carburator cu ștuțuri de plastic. Nimic deosebit, nimic care să pună probleme. Bun, hai să ascuțim lanțul. Bun, hai să ascut și lanțul. E un lanț chisel, adică daltă, marca Carlton. A2 sau nu știu ce era. O să încep cu o pilă de 5,2, bineînțeles. Respect ghidajul. Eu știu că la asta e recomandat 4,8, dar mai bine cu 5,2 la început, după ce treci de jumătate, 4,8. Fain. Așa. Să se facă vârful. A făcut. Trecem mai departe. Unde avem mai buliți în vârf, unde dinții are buliți. Eu îi îndrept. Îi îndrept, uite așa. Le fac la drept și după aia le fac chiar tăișul. Acum intru și fac un... Asta e tot așa, e bont, e bulit ca el, trebuie să-i fac și lui unghiu. A dat în ceva. Să-l aduc la drept. Să-l fac. Mai trebuie. Eu nu țin cont de câte ori dau peste un dinte, că dau de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori. Dau de câte ori este nevoie ca să își facă ascuțirea. Da, și cam așa continui cu toți dinții. Văd că și ăsta e bulit. Să am de lucru la el.
Și tot așa. Gata, băi, fraților, am ascuțit lanțul. Uitați, așa trebuie să arate. Acum să-i dăm un test. Da, bun, hai să vedem cum taie. Da, băi, fraților, gata cu drujbița voinică, e de 58 de centimetri. Inițial se prezentase că nu-i băga ulei, dar n-a fost nimic de la pompă, tăiase niște baloți cu ea de lucernă și i-a intrat paie pe acolo. Așa că doar am făcut o întreținere, un lanț ascuțit și cam asta este treaba cu ea. Toba cu catalizator, așa cum v-am spus, i-am reglat-o puțin, merge bine, e de recomandat celor care preferați un sunet mai redus, dar nici putere nu va fi cum trebuie.
Dar da, se poate face treabă cu ea. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare, sănătate și numai bine!